Bună dimineața, dragilor! Eu sunt Stella. Bine ați venit pe canalul nostru. Suntem în a 29-a zi în care filmăm zilnic activitatea noastră. Vai, să începem cu începutul. Astăzi este una din zilele alea foarte grele pentru noi. Azi și mâine avem două zile mega pline, muncem foarte mult, deci facem bagajele. De dimineață am început cu cutii, cutiuțe, pungi, punguțe, săculețe și alte prostioare și este foarte distractiv. Tot fac bagaje, fac și nu se mai termină. Acum am zis să vorbesc un pic cu dumneavoastră cât mergem până aici, până la un supermarket, să luăm niște folie în care vom îmbrăca saltelele, să le gătim. Și mai știu ceva. Cătăline, ce mai vrea să iei tu? Cablu de... Pentru plită. Și un cablu. N-are nevoie. Și am zis între timp să vă salut, să vă zic ce facem, că după aia nu mai am timp de vorbit. Toată ziua sunt în cutii. Deja am obosit, nu mai pot. Dimineața m-am trezit foarte obosită. Mergem cu mașina? Nu mergem pe jos? Păi de aici, la colț. Ok. Ce facem? Mergem pe jos acum? Hai pe jos. Ziceai că... Păi mi-e cald. Hai cu mașina. Păi da, e ne înțelegem ca turcii. Da, zice. Să ne înțelegem mere. Exact. E foarte cald și eu suport foarte greu căldura, deci pentru mine zilele astea sunt grele rău și muncă multă și căldură. E foarte distractiv pentru noi. Sper că sunteți bine pe unde sunteți. Cătălin duminică deja are și prima ședință la servici, începe de luni treaba. Joi va avea repo, deci a primit și programul cum va lucra. El intră în programul lui de noapte, el doar noaptea lucrează. O să încet ori de el. Cred că de aici mi se trage starea de așa de... Anxietate. De anxietate, un pic, da. Seara aveam așa un pic de supărare, simțeam în interior și nu știu de ce. M-am obișnuit cu el acasă și nu e bine. M-a stat lunile astea zi de zi cu noi și acum... O să fie greu din nou să mă obișnuiesc că el seara nu este cu noi. Iarăși eu intru în starea aia de alertă, stau până vine el acasă, după aia mă odihnesc. Asta e. Ani de zile lucrează doar pe programul ăsta, doar de noapte. Uneori mai facem și ceea ce nu vrem să facem. Așa a ales el să lucreze. Nu știu dacă a ales el sau a ales... N-am ales eu, așa e meseria. Ideea este că noaptea se lucrează mult mai mult. El fiind omul de bază în bucătărie, nu poate să-l pună pe el dimineața, că dimineața e nimic. Adică cei care lucrează dimineața acolo, cine vine dimineața să mănânce pizza sau alte? Dimineața mai mult să primi, să spunem bucătare de aia primi care gătesc, fac pregătirea pentru ăștia de seară. Seara e munca cea mai grea, cea mai multă pe care se bazează pe el și este intrat în tură de noapte, ani de zile lucrează programul ăsta de la 6 seara până la 2 noaptea. E greu, ajunge acasă pe la 3-4, depinde cum ajunge și ce ajunge, aici o să fie un pic și mai departe distanța. Partea bună este că are expres, adică are autobuz direct la servici. Mașina o să meargă până la aeroport, acolo parchează și are autobuzul direct până la el. Asta deja este o parte bună. Vedem dacă putem găsi parcare, da. Că e problema cu găsitul parcării. Acum să vedem cum va rezolva, da, cu partea asta. Vorbim mai târziu un pic, acum sunt cu capul la pungi și la saci și la cu toate. Capul în pungă. Da, sunt cu capul în pungă la ora asta. Nu-mi place chestia cu mutatul anume. Tot ce înseamnă pachete, pachetele. Mama o să vină să mă ajute când deja le mut toate acolo, să mă aștept să le aranjez pe la șifoniere și toate alea. Ea mi-a zis să vină să mă aștept acum, dar am zis că nu. Ca să știu exact unde le pun, că dacă lucrăm mai mulți, după aia nu mai dau de capăt care și unde și mă cert cu ea la telefon. O sun și încep că unii mi-ai pus aia, unii mi-ai pus aia la altă. Mama are și un stil de a le strânge cu doar ea să le găsească.
Și am zis că lasă că le fac eu singură, cum le-am făcut de fiecare dată. Ea o să mă ajute când le aranjăm pe toate. Mă ajută Bianca. Bianca mă ajută foarte mult. E foarte harnică. Apropo, să nu... Vă sugerez să vă uitați la video pe care l-am postat ieri. Da, azi, de fapt azi l-am postat eu dimineață. Dumneavoastră o să fie ieri când o să vedeți. Așa. Cum au făcut Bianca cu Radu, au făcut căpșune în ciocolată, sunt foarte haioși. Cineva mi-a scris la comentarii la Bia acolo pe canal, de ce este tristă când începe video. Ea nu este tristă, ea este serioasă în momentele alea și intenționat am lăsat părțile, adică cât ne ia nouă, până scoatem acolo câteva secunde unde Bia e serioasă și spune bine ce are de spus pentru început. Am lăsat anume pentru persoane care consideră că copilul meu este trist să vadă ce înseamnă să filmezi un copil și să scoți din el seriozitate. Pentru copii e o distracție și asta și vreau, pentru că ei se amuză atunci când gătesc. O am să filmez odată să vedeți, adică videoul fără... Copiii sunt foarte amuzanți când filmează, între ei discută. E o concurență între ei, cine a gătit mai bine, cine a prins mai repede. Noi ne distrăm toți în familie, deci la noi când filmăm, e o distracție pentru toți. Și cel care filmează, și cel care lucrează, și cel care se uită într-o parte. În principiu suntem toți o familie de oameni veseli. Avem glumele noastre care uneori le înțelegem, doar noi mereu ne amuzăm. Dacă ne-ar auzi cineva dintr-o parte, nu ar înțelege glumele. Uneori ne uităm doar unul la altul și râdim, adică ne dăm seama cam ce a vrut să zică ăla la altul. Avem o conexiune foarte bună în familie. Ceea ce vă sugerez și dumneavoastră, la fel, să creați în familie nucleul ăla puternic. Acel nucleu hrănește pe toți. Pe toți ne hrănește. E important unul din familie să fie cel puternic. Și cel puternic o să ilumineze și pe ceilalți. Creați acel mediu în familie sănătos. Când veniți acasă, să găsiți acel loc cald în care vă hrăniți. Era o doamnă odată, când eram copil. Și v-am povestit odată într-o, nu mai țin minte, când v-am zis eu despre problema mea. Am avut eu pe la 10 ani atunci, am avut niște probleme cu picioarele și părinții au fost nevoiți să mă duc într-un institut de cercetare în Moscova. A fost bafta mea că mama atunci avea ea influențele ei și a putut să mă ajute. Și când am stat acolo 2 luni de zile, era o fetiță din Kazahstan, încă era pe vremea Uniunii Sovietice, deci ultima, după aia s-a și distrus Uniunea Sovietică. Și nu vrea să rămână acolo în spital. Și eu am întrebat-o, de ce nu vrea să stai aici? Și a zice, știi, bunica mea mi-a zis, acasă și pereții te tratează. Stând acasă, orice boală îți trece. Și mă gândeam, mie mi-a rămas în minte din copilărie vorbele ei și mă gândeam, cum poate niște pereți să te trateze? Dar bunica ei... Asta a avut în vedere, adică acasă, mediul ăla sănătos al familiei, plin de iubire, plin de afecțiune, de păsare, da, te poate trata, mediul ăla de acasă te poate trata. De-aia, iubiți-vă familia, acceptați-vă așa cum sunteți, că e foarte important. Noi acum, cu mutarea asta, să ne vedeți pe toți, cum ne ajutăm între noi, adică fiecare are o sarcină, știe exact, fiecare le dau, băieții, voi vă strângeți lucrurile voastre, ca să știți unde sunt, ce cutiile puneți, Bia, lucrurile tale puneți-le, Bia mă ajută și pe mine foarte mult, i-am spus tot ce înseamnă cosmetice și nu mai știu ce, tu te ocupi de ele, le strângi tu, și multe chestii, adică ne ajutăm foarte mult și contează foarte mult chestia asta, adică simt o ușurare acum când copiii sunt deja mari. E o ușurare mare pentru mine. Când erau ei mici, era totul doar pe mine și era extrem de greu. Dar acum deja copiii au crescut și mulțumesc lui Dumnezeu, s-a mai eliberat sarcina, am mai dat jos sacii din căruță. E mult mai ușor. Vorbim mai târziu, acum vine că am timp să vorbesc, că l-aștept în mașină. El a mers să cumpere ce are de cumpărat și mergem acasă și continuăm cu distracția noastră. Cât n-am uitat, am mai trecut aici pe un supermarket, am mai luat ceva să mâncăm.
Și mi-am adus aminte și am zis că să vă zic rapid, că după aia mai eu cu altele și uit. Dacă sunteți ortodoxi și, sau chiar catolici, adică sunteți creștini, credeți în puterea Sfintei Treimi, în momentul de a vă duce undeva, aveți o întâlnire importantă, un randevu, ceva, o chestie importantă, orice, sau chiar când ieșiți din casă, faceți 99 de cruci, zicând în gând, amin, sau Doamne miluiește, este rugăciunea sufletului. Și că, Cătăline, ia seama că nenea asta observ eu că nu vede bine. Era să te lovească. Așa. Deci faceți 99 de cruci și atunci mergeți cu Dumnezeu înainte și veți rezolva cu siguranță. Adică în felul acesta îndepărtați orice influență negativă. Vă curățați calea și dacă acel ceva este dat să fie de la Dumnezeu și spre binele dumneavoastră, cu siguranță veți reuși. Gata, noi ajungem acasă, am treabă. Acum rețeta care mi-am între timp, mă, ce mâncăm, ceva repede și a făcut trancă, mi-a venit și o idee de o rețetă rapidă. Acum numai din astea și fac, am două săptămâni numai rețete din astea la minut și repede și o filmez, că ideea este, când este, bate ferul cât e cald. Gătesc și pentru familie și în același timp fac conținut și pentru canalul ăla la întrețit culinare. Deci ca să vedeți cam cum mă împart eu, în toate părțile. Vă arăt acum cât bagaj a încăput în stroienul nostru. Cătălin, ia, deschide. Așa și așa arată. Aici nu deschid ușa, dacă deschid, cade tot ce avem aici, plus sus. Acuși când, când o să descarci Cătălin, o să vedeți exact cât am putut să aducem. Finalizăm acest vlog la ora... Nu știu, cred mai bine. Este a doua tură care venim aici acasă, da, cu mașina plină, deci suntem mega obosiți, nu obosiți, dar mega obosiți. Suntem supărați pe ăștia că așa și n-au făcut conexiunea la curent și mâine la 5 avem rezervată camionul ca să ne aducă modula și restul de lucruri. Nu știu, vedem. Ne-am uitat acum la... L-aș conecta singur, dar e ilegal chipurile, că au ei acolo... Cum îi spune? Au pus... Au sigiliu. Au și dacă rup sigiliu, da, risc să-ți dea amendă. Cred că și trebuie să... Mică, da, și... eu cred că trebuie să mai cerți pe ei la telefon, mica soluție. Mai ce să facem. Păi, să mai sună într-o jumătate de oră, mai sună într-o jumătate, pe la 1 noapte mai sunăm încă o dată și tot așa, până dimineață, până ori trimitem în eu. Deci, ne distrăm, suntem supărați că ne-am făcut conexiunea la curent. Și noi deja au toate bagajele, să zicem, cam 60%, 70% le-am adus. E distractiv. Vă zic mâine ce am făcut. Nu de alta, dar cât am încercat să nu fiu presat și acum sunt presat din când ce mâncă lume. Păi aia e și ideea. Asta adică, ne presează acum, asta noi nu vroiam acum să ne mutăm, vroiam să ne mutăm pe la întâi. Exact, cumva ne-au inițialul că ne-au zis că o să înceapă lucrul la 1 iunie și noi eram mai relaxați, făceam lucrurile așa, mai nu chiar foarte, foarte presați de timp, dar așa ne-a zis că duminică începe, trebuie să meargă, are prima ședință, după aia luni la luni și suntem presați, adică trebuie să facem chestia asta cât mai repede mutarea, că după aia chiar nu o să putem. Și un pic aiurea. Dar sperăm mâine să fie mai bine, sper să ne facă mâine conexiune, deși au zis că ieri încă trebuia să ne fac conexiunea la curent, după ieri, aia... Azi. Cel târziu. Azi cel târziu, dar azi sigur, dar poate da, dacă nu mâine, dar trecut, dacă nu e mâine, atunci luni. A trecut și târziul de azi și conexiunea nu s-a făcut. Deci haideți să vedem, sperăm, nu, oricum, mâine le dai telefon. Nu te conectează mâine, te conectezi singur. Nu mă conectez singur, că n-am de ales. Nu o să putem sta două zile până luni iară, fără curent, da, fără nimic. Da, nu. Deci, vedem, vă ținem la curent mâine ce am făcut noi cu curentul. Pentru astăzi cam asta a fost, adică am fost pe drum, bagaje, sunt, nu mai suport deja să văd câte bagaje. Am zis, nu știu, când le-am adunat toate, ce am făcut, cum, și ne gândeam să ne mutăm în Spania, acum vorbeam cu Cătălin, nu știu, probabil ne trebuia un camion. Că noi deja am făcut, deci cu mașina am adus 4-5 mașini.
tot de bagaje de fiecare dată, de fiecare dată. Da. Noi de când am tot și n-am terminat. Ale 4 5, dar 3 sigur pline. Păi da, de alea din față nu le pui, care în fiecare zi aduceam câte ceva. Păi zic, per total. Și încă mai avem. Nu mai zic că n-am adus toate florile mele, încă am de adus flori, am ficusul mare și multe. Și acasă încă multe, multe bagaje. E nedestrăm. Cine s-a mutat, cunoaște procedura asta. Cum ziceam, filmul ăla renumit, n-are cum să nu știe, din anii 75, Fălci, care primul cu urechinul la uria și zicea, asta e o replică care a rămas, zeci de ani a rămas, toată lumea o știe, avem nevoie de un vapor mai mare, așa și noi, avem nevoie de un camion mai mare. Exact, deci următoarea mașină, Cătăline, trebuie să ne luăm o mașină mai mare. O dubă de aia 3,5 tone. E, hai, lasă-mă acum. Păi după de aia, ca lumea, o pot conduce cu B-ul. N-avem de ales. Da, nu vreau de. E, nu vrei tu, dar eu vreau. Mă, păi vrea tu. Păi eu ți-ai luat o mașină mai mică ție. Ok, deci ați auzit. Eu vreau un Mercedes de la decapotabil. Da. Hai că ți-l lui la, dă-ți tu de permis mai întâi. Găsim un șofer, nu problem. Tu ia Mercedes. Vă pupăm și ne auzim mâine.